În ultimul film, Andreea ne va prezenta cum realizează un plasul complet care se poate aranja pentru evenimente festive. Se va începe aranjarea cu farfuria suport, care se așează la fel la 2 cm de blatul mesei. În continuare, se vor așeza tacâmurile conform meniului care se va consuma. Mai întâi cuțitul pentru preparatul de bază, cuțitul pentru preparatul din pește sau pește, cuțitul pentru antre. În partea stângă a farfuriei suport se va așeza furculița pentru preparatul de bază, furculița pentru pește, furculița pentru usta sau antre. La vârful farfuriei suport se vor așeza tacâmurile pentru deser. Deoarece nu știm ce se va consuma la desert, se va așeza atât cuțitul cât și furculița și lingurița. După ce vom avea desertul, se va debarasa ceea ce nu avem nevoie. În continuare se vor aduce și se vor așeza la masă paharul. Mai întâi paharul pentru băutura aperitiv, care va deschide masa, paharul pentru vin alb, care se va asocia preparatului din pește, paharul pentru vin roșu, care se va asocia preparatului de bază, iar ultimul, paharul pentru băutura răcoritoare. După cum se vede, regula este aceeași. Paharele se vor așeza de la vârful primului cuțit spre centrul mesei, în ordinea în care se va consuma meniul. În final se va așeza șervetul și cu aceasta vom încheia mezonplasul complet. Acesta va conține cele mai multe obiecte de inventar care se vor așeza pe masă, și anume 9 tacâmuri, 3 cuțite, 3 furculițe, tacâmurile pentru desert, vom avea un număr de 4 pahare pentru băuturi și farfuria suport. Aici se încheie seria de filmulețe, sperăm să vă fie utile în continuare. Vă mulțumim!